Like-uri, săriți cu like-uri, săriți cu share-uri, cu subscribe, dați like-uri, că ce-o zis domnul Dan Puric, apostolul neamului românesc, că dacă Hristos era pe pământ în zilele noastre, nu avea la postări nici trei like-uri. Domnul Puric, domnul Puric, hai să nu uităm, când om, mântuitorul, când a mulțit pâinea și pește, a? nu ar fi în stare să-și înmulțească și share-urile și like-urile. Hai să fim serioși! și să transforme posterile proaste gen poster apă în poster vin. Hai că s-ar adapta și Mântuitorul la vremurile astea 2 sau 3.0. Bună dimineața și bine v-am găsit morocănoși! Astăzi este ziua înveselirii oamenilor morocănoși. Dacă n-apare nici cu păsticlă, cine dracu mai e morocănoș? Deja zâmbiți, eh? și doamnele și domnișoarele cu zâmbetul și pe buzele de sus și de jos. Da? Opt papagali care îi înjurau de la o grădină zoologică din Marea Britanie au fost transferați cu alți papagali mai politicoși. <laughs> înjurau aia, motherfucker, uh, sopchio, a, uh, a. Uh. înjurau papagalii i-au transferat. În Marea Britanie, dacă erau în România, îi transferau la Partidul Aur. <laughs> Acolo, <laughs> da, și nevoie mereu de înjurături, cum stăm cu sondajele pentru prezidențiale. Mircea Joană, locul 1, 34%, dată doarme pe covor că nu-l primește sau în casă. Locul 2, Emil Boc, la prezidențiale Boc, cu 32%, doamne, Dunil, Dunil, doamne! Că vrea să facă cimitir de animale în Cluj-Napoca, cimitir de animale pe două hectare. Deci când îți moare mâțul, îl duci la domnul Boc să... Nu mai mergi pe calea turzii, când îți moare mâțul. Timbis, blană de aur. Mm, bineînțeles. 24% domnul Ciolacu. Uh, doam Ponta 22%, mă, mincinosul ăsta, mă, să-l punem pe Pinocchio. Doamna Sosoacă are 19% și Simeon nu e așa, 15%. Iar Drulă, 6. 6 centi cât are la... Da. Să dau pe lângă fețele bisericoase acum, toată lumea e creștină și credincioasă, pentru că nu e așa, trebuie să pătrundem în popor să ne dea votul. Marcel Ciolacu la Muntele Atos, George Simion pe lângă arhiepiscopul Tomisului și Joana s-au dus pe la bisericile penticostale din Europa. O să fim până la alegeri cel mai cuvântat popor de pe suprafața pământului. Doamne ajută, vă zic și eu, în încheierea acestei cafele. Nu fiți morocănoși, fiți vesel, că sunteți la Nicu Bendea pe canal!